frumoși și știm să ne distrăm așa cum trebuie și să apreciem valorile noastre. Următoarea noastră artistă care va urca pe scenă este originară din Stoienești, județul Olt. Este atrasă de cântecele noastre dragi, dar și de portul popular pe care, cu mândrie, spune că îl poartă peste tot în lume. Este membra ansamblului profesionist Doina Oltului și în decursul timpului a lansat mai multe albume de melodii pe care, cu drag, spune că le-a compus. Cu o voce frumoasă, apreciată de publicul ce o ascultă, având un port popular deosebit, vine pe scenă să ne cânte, așa cum numai domnia sa știe să o facă, Dorina Mete. Aplauzele dumneavoastră, vă rog. Bine v-am găsit, Crâmpoia! Mă bucur că sunteți într-un număr atât de mare, chiar mai mare ca anii trecuți. Să fiți sănătoși, să trăiască Constantin și Elena! Vremea ține cu dumneavoastră, este vreme bună, eu vin de la ploaie. Sper să nu vină după mine și ea. Vreau să vă văd jucând, să facem o horă frumoasă oltenească, așa cum ieșea de olteanului mai bine. Haideți, v-ați început să facem o horă mai mare! Pe cel mai frumos părinte, de când l-am
Așa băieți,
A fost prea repede? Așa joacă oltenii. Să plouă tare, la fel în Câmpoia, domnul primar premiază cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Sănătate și numai bucurii, să vă ajute Dumnezeu. Doamne ajută! Și asta pentru Naion. Și Neagă. La mulți ani, sănătate, Doamne ajută! Așa ceva. Primește, da, la mulți ani toate copurile, ia. Să vă vedem acum cum ploaie. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Să mai trăiți încă 50 de ani și peste 50 de ani. Să vă găsesc tot aici, frumoși și tineri. Așa. Domnul primar, să la fel. Să-și ține obiceiul. Da? Să-și ține obiceiul. Sora Ion. Am fost, dar cred că... Și Lucreția. Stai cu Petre și Dina. Sănătate, la mulți ani și toate cele bune. Ca să dați pentru doamna și pentru matronul.
mai bine de pe la mulți ani, Petre, să fii sănătoși. Bine, a venit din nou Dolănescu și Mariana Căpitărescu. Dacă nu se oprește un pic ploaia, nu o să mai putem cânta. De băut? O șampanie. Are bunul cu tipul ăla. Păi ma ta, ai 50 de ani, împliniți acum sau i-ai împlinit anul trecut? Cam târziu. Am venit că, știu că anul trecut sau celălalt an l-am premiat. Nu, că mai premiați anul ăsta o dată. 50 plus. Da. Gata. Gata. La mulți ani să trăim, să fii sănătos și numai bine. Să oprește ploaia. Vă rugăm să vă reapropiați de scenă. Vă spuneam că avem aici artiști cu nume și renume și avem și o surpriză totodată. L-am ascultat mai devreme pe domnul Ionuț Dolănescu. Îl reascultăm în momentele următoare într-un duet cu doamna Mariana Ionescu Căpitănescu. Merită aplauze din partea dumneavoastră și acum că nu mai plouă, am dorit să veniți mai aproape de noi. Bine v-am găsit! Mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră astăzi la zi de mare sărbătoare aici, într-o localitate așa frumoasă, la Crâmpoia, Olt, cu oameni extraordinari, oameni sufletiști, iubitori de cântec popular. Vreau să îi mulțumesc domnului primar, Consiliului Local, pentru că organizează acest eveniment și ne prilejuiesc nouă întâlnirea cu publicul, cu iubitorii de cântec și de asemenea domnului Costel David, pentru că ne-a organizat așa să fim aici alături de dumneavoastră și a amânat și ploaia. A spus să plouă numai 10 minute și după aceea să poată cânta și Mariana cu Ionuț. L-am întors din drum pe Ionuț Dolănescu și la propunerea domnului primar Mirea să vă spunem și dumneavoastră că noi avem proiecte noi, vom pregăti și alte cântece, dar deocamdată le cântăm pe acestea pe care le-am pregătit. Am făcut repetiție cu băieții toată noaptea. Și pe care le știți dumneavoastră. Departe, când de cine au fost lăsat.
sunt băiatului. Vom cânta cu voi și vom fi fericiți, mai dacă știm că și mai ne iubiți. Hai deschideți-vă suflet, mai mama nu sunt, dar cântecul. Hai veniți la joc să înceapă meseria, vă cânte cu drag Ion și Maria. Și dacă ea ține-o spune,
să nu am parte de tine. Of, of, nevestica mea, mai of, of, nu fi așa rea. Mulțumim, la mulți ani, Sfinții Constantin și Elena! Haideți să cântăm și o sârbă! Cu strânce de arcuite, nu ți mai scos din minte. Ferice de cine arde, nu știu liniștit cum doarme. Cu strânce de arcuite, nu ți mai scos din minte. Ferice de cine arde, nu știu liniștit cum doarme. Și invităm delegația oficială în frunte cu domnul primar Ionel Mirea, prietenul nostru drag.
avem câțiva oficiali de frunte ai județului și nu numai, care vor să vă spune doar câteva cuvinte. La mulți ani, încă o dată din partea noastră, pentru Sfinții Constantin și Elena, la mulți ani, Crâmpoia! După care revenim în forță, domn primar. Mulțumesc, domnul Ionuț. De frica ploii a trebuit să intervenim. Vă zic bună seara și vă mulțumesc că ați revenit alături de noi prin ploaie să sărbătorim împreună în continuare. Vreau să vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru că vă aflați astăzi aici pentru a sărbători Ziua Comunei Crâmpoia, ediția a noua. Cu multe peripeții, dar fiind o sărbătoare mare, vreau să urez din toată inima tuturor cetățenilor Comunei Crâmpoia la mulți ani, multă sănătate și numai bucurii, dar în special celor care astăzi poartă numele Sfinților Constantin și Elena. Mulțumesc frumos! Crâmpoienii sunt oameni harnici și hotărâți, am văzut, și se vede după cum au gospodăriile curate și frumoase și spiritul evlavios. Comuna Crâmpoia este o comună verde, o comună cu viitor, pentru că are foarte mult tineret și asta nu poate decât să ne bucure. De aceea, odată în an, trebuie să sărbătorim, așa cum o facem astăzi, Ziua Comunei, să lăsăm grijile deoparte, să ne bucurăm pentru realizările noastre personale și ale Comunei. Sper că v-ați simțit bine, cu excepția dușului care a intervenit între timp, și anul viitor să ne bucurăm împreună în aceeași locație, de aceeași petrecere, dar fără evenimente neplăcute. Cu această ocazie vreau să mulțumesc colegilor din primărie pentru sprijinul pe care mi l-au acordat în vederea organizării acestui eveniment și nu numai, dar în special domnului viceprimar Vasile Șerban și administratorului public Mario Călin. Mulțumesc de asemenea consilierilor locali care mi-au fost alături tot timpul în toate inițiativele și proiectele pe care le-am propus. Și nu vă spun faptul că la ora actuală avem peste 15 proiecte noi și în derulare în această comună. Ele sunt structurate pe infrastructură, sănătate, educație, cultură și dezvoltare. De curând, 13 firme noi au primit prin primăria Crâmpoia câte 25.000 de euro pentru startup-uri pe care le-au înființat și aceste firme vor produce angajați și vor produce fiecare în domeniile de activitate pe care și le-au ales. În următorii 2 ani, apropo de tineretul de care spuneam că ne bucurăm, primăria și-a propus să construiască locuințe în ZEP, locuințe independente energetic pentru tineri și specialiști și să aloce circa 80 de loturi de casă în atribuire în vederea construirii de case pentru tinerii până în 35 de ani în vederea întemeierii unor căsnicii care pot dura peste 50 de ani, așa cum astăzi am felicitat și premiat câteva cupluri. Trebuie să vă spun că toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile dacă nu eram înconjurați și ajutați de prieteni și de oameni din conducerea
Consiliului Județean și a Partidului. De aceea, pe această cale, vreau să-i mulțumesc și să-l invit alături de mine în aplauzele dumneavoastră pe domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Marius Oprescu, împreună cu echipa dumnealui administrativă și de partid. Vă mulțumesc, domnul președinte, pentru tot sprijinul acordat și pentru prezența dumneavoastră în rândurile noastre. Este o onoare pentru mine personal să vă strâng mâna aici, să vă prezint tuturor locuitorilor, să le spun cât de mult mi-ați ajutat în proiectele pe care le-am realizat. Mulțumesc, domn primar! Bună seara, Crâmpoia! La mulți ani în zi de sărbătoare! Așa cum spunea domn primar, n-am venit singur, sunt împreună cu întreaga echipă politică și administrativă a județului Olt, una dintre cele mai puternice echipe din România, și aș vrea să-i chem alături de mine pe scenă. Bineînțeles că pe unii îi cunoașteți, pentru că sunt de-ai noastră acasă, pe unii nu o să-i cunoașteți astăzi. O invit alături de noi pe fica satului, senatoarea Siminica Mirea, vicepreședinții Consiliului Județean Virgil Derureanu și Ionuț Ivan, deputații de Olt Marius Iancu, Cătălin Grecu, Florin Barbu, Emil Albotă, președinta Femeilor Social-Democrate Corina Sulger, subprefectul județului Olt Cosmin Floreanu, președintele ANOFM la nivel de țară Florin Cotoșman, Daniel Bărbulescu, vicepreședinte AFIR România, domnul inginer Drăghicescu, un apropiat al comunei și un important om de afaceri din această zonă, Sabin Bratu, directorul Serviciului Județean de Pază, Emil Marinescu, președintele pensionarilor din județul Olt, domnul director al AGOFM județul Olt, Constantin Cîtu, îi spunem și la mulți ani fiind ziua dânsului astăzi, directorul companiei de apă Cătălin Ușurelu, domnii primari, prietenii noștri, parte din echipa social-democrată, domnul Tutu de la Nicolae Titulescu, Mugurel de la Șerbănești și prietenul nostru Tomiță de la Movilen. Îi invităm pe toți alături de noi pentru a întregi echipa care participăm astăzi din respect pentru dumneavoastră, că și dumneavoastră de fiecare dată când vine domn primar la dumneavoastră și vă solicită ajutorul, sunteți alături de noi și, bineînțeles, din respect pentru familia Mirea, care sunt oameni de bază ai noștri pe această zonă și ne-au sprijinit de fiecare dată și sunt oameni serioși pe care ne bazăm mult și știu că și dumneavoastră vă bazați, pentru că altfel nu le acordați votul de fiecare dată când veneau în fața dumneavoastră. Eu, pentru că ne-ați ajutat și ne-ați oferit sprijinul de fiecare dată, vreau să vă asigur și eu aici, într-o mulțime de oameni, că aveți tot sprijinul nostru, în întregii echipe, în tot ceea ce Crâmpoia își propune, în tot ceea ce domn primar întreprinde, și noi vom fi alături de dânsul, pentru că altfel nu se poate. Crâmpoia, așa cum spunea și domn primar, are oameni harnici și merită multe transformări și merită să devină o comună europeană. Și chiar s-a încadrat pe acest drum. Are foarte multe realizări în ultima perioadă. E zi de sărbătoare, vreau să urez și eu la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena și petrecere frumoasă în continuare. La mulți ani, Crâmpoia! Vă mulțumesc, domnul președinte, vă mulțumesc întregii echipe și vă mai așteptăm pe la noi. Iar dumneavoastră vă doresc în continuare petrecere frumoasă, sper să nu fie întreruptă din nou de ploaie, avem oaspeți de seamă în continuare și să ne revedem cu bine anul viitor. Vă iubesc mult! Antin pe aici, ia să ridicați mâinile în sus, ia să vedem! Sunteți sărbătorit, da? Așa, foarte bine! Să fie, am venit să vă
și pe voi ca și pe mine. Și așa iubesc. Hai, dumneavoastră, cine-i sărbătorit în ora de aici? Și așa iubesc. Și așa mai cu semenii mei în sărbă.
Mai și cu mama joară, stau de la